Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii E vremea ta. Sunt Cristina Soare și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Cea mai mare valoare înregistrată în ultimele 24 de ore a fost plus 45,7 grade în Algeria, în timp ce valoarea minimă a fost de minus 76,3 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi pentru că am pregătit informații foarte atractive pentru următoarele 15 minute. Cosmonautul Dumitru Prunariu ne va dezvălui care a fost cel mai dificil moment al zborului său în spațiu, de la care se împlinesc zilele acestea numai puțin de 40 de ani, dar și motivele pentru care nu există o școală de astronauți în România. Astăzi este Ziua Internațională a Dorului, pe care românii o celebrează de numai câțiva ani. Bineînțeles, nu uitați că vă aduc și informațiile despre evoluția vremii. În ultimele zile, un pui de balenă rătăcit în râul Tamisa a trebuit să fie salvat de două ori. Acesta s-a împodmolit în râu, prima dată în zona podului Barnes, iar a doua oară în sud-vestul Londrei. După prima salvare, puiul de balenă, care măsoară 3-4 metri lungime, a scăpat de barca gonflabilă de care era ancorat și care îl conducea spre ocean pentru a fi salvat. Se crede că puiul ar fi rănit. Un telescop cu raze X, proiectat pentru a căuta găuri negre supermasive, ar putea fi construit cu ajutorul tehnologiei de imprimare 3D. Telescopul Agenției Spațiale Europene, denumit Athena, va fi folosit și pentru a detecta structurile gazoase fierbinți și pentru a le descoperi proprietățile fizice. Acesta ar trebui să fie lansat în anul 2033. Noi coborâm pe teritoriul țării noastre acum pentru că a sosit momentul să aflăm care va fi evoluția vremii în perioada imediat următoare. Ei bine, până vineri seară, vremea se menține instabilă, meteorologii anunță averse însoțite de tunete, fulgere și intensificare ale vântului ce trecător pot lua aspect de vijelie la începutul acestei nopți în regiunile sudice, apoi în vest, în nord-vest și local în centru, iar pe parcursul zilei de mâine în jumătatea de nord a țării. Din cauza ploilor abundente, hidrologii au emis în această dimineață un cod roșu în județul Satu Mare. Ploile vor continua așa cum vă spuneam și avem în continuare, iată, depășirea ale cotelor de atenție până mâine seară pe mai multe râuri din vestul și din nord-vestul țării. Dar haideți să vedem în detaliu câteva temperaturi și fenomene de mâine din marile orașe ale țării noastre. Mâine dimineață vom avea 9, chiar 10 grade, iată, în Sibiu și în Cluj-Napoca. La amiază, vreme instabilă cam peste tot. Vor fi averse, tunete, fulgere și temperaturi de cel mult 25 de grade. Cu detalii revin peste câteva minute în principala rubrică meteo. Va fi din ce în ce mai cald, ne gândim la mare, din ce în ce mai des, ba chiar am început să mergem pentru o zi, două, să ne încărcăm bateriile și sufletul. Așa că ne-am gândit ca la rubrica Meteo Dicționar să vorbim astăzi despre aerul maritim. Aerul maritim este o masă de aer care a staționat sau s-a deplasat lent mai multe zile peste o suprafață maritimă sau oceanică, timp în care a acumulat un bogat conținut de umezeală, cel puțin în straturile ei inferioare. Continuăm astăzi seria răspunsurilor pe care cosmonautul Dumitru Prunariu le-a oferit întrebărilor pe care dumneavoastră, telespectatorii noștri fideli, i le-ați adresat prin intermediul emisiunii noastre. Nu uitați, zilele acestea aniversăm 40 de ani de când primul și deocamdată singurul astronaut român a ajuns în spațiu. Raluca mă întreabă dacă la noi există o școală de astronauți și dacă colaborăm cu alții în domeniul acesta. Trebuie să vă spun că pregătirea unor astronauți este foarte costisitoare, iar aceasta se organizează doar în momentul în care există deja planificat un zbor cosmic, într-o anumită perioadă de timp. Nu pregătim astronauți de dragul de a-i pregăti și apoi ce facem cu ei? Noi, fiind integrați în programul Agenției Spațiale Europene, dacă vom avea șansa să avem un candidat care să reușească în detașamentul final, îl vom pregăti, dar nu îl vom pregăti în România. Îl vom pregăti acolo unde există baze pentru pregătit astronauți. Pentru astronauții europeni, baza este la Köln, în Germania. Este un centru de pregătire a astronauților europeni. Iar apoi, în final, ei vor fi pregătiți o perioadă de timp în statul care îi va lansa în spațiul cosmic, cu tehnologia lui proprie. Dacă vor fi lansați din Statele Unite, vor face pregătire la Houston, dacă vor fi lansați de la Baikonur cu nave rusești, vor face pregătire în orășelul stelar, acolo unde m-am pregătit și eu. Nu rentează să pregătiști oameni doar de dragul de a avea pregătiți.
Vârsta înaintează, pot avea afecțiuni medicale. Dacă nu este planificat un zbor într-un interval de timp bine definit, nu are rost să pregătești oameni. Dar România are această șansă de a fi membru al Agenției Spațiale Europene și de a ne integra prin ei în domeniul viitoarelor zboruri cosmice pilotate. Acum a sosit momentul să aflăm cum se anunță vremea în țara noastră. La noapte vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, la început în regiunile sudice, apoi în vest, în nord-vest și local în centru. Punctiform se pot strânge cantități importante de apă. În restul țării, înnorările vor fi temporare, iar ploile se vor arăta doar pe suprafețe mici. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 15 grade Celsius. Mâine, vremea va fi instabilă, cu pregătire în jumătatea de nord a țării, unde vor fi averse, tunete, fulgere și intensificări ale vântului ce trecător pot lua aspect de vijelie. Local se vor strânge 10-15 litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe foarte mici, chiar 35 de litri pe metru pătrat. În restul țării, vreme bună, cer variabil și cu totul izolat va ploua. Vântul își va face simțită prezența la munte, în regiunile vestice, în cele centrale, în cele sudice și în cele sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 25 de grade. În București, mai ales în prima parte a acestei nopți, vor fi averse, descărcări electrice și vijelii. Așa cum vă spuneam, vântul va sufla tare, temperatura scade, iar spre dimineață vor fi 12 grade. Mâine, vreme bună, însă în prima parte a zilei vântul va sufla tare, sunt anunțate viteze de până la 50 de km pe oră, la amiază vor fi 24 de grade, iar presiunea atmosferică are o valoare mică de 748 mm coloană de mercur și va fi în ușoară creștere. Poi mâine, pe timpul zilei, vremea va fi bună, cu cer variabil, însă odată cu lăsarea întunericului, atmosfera va deveni instabilă și din nou vom avea parte de ploi. La amiază, totuși, bine, 25 de grade. La munte, mâine, vremea va fi rocoroasă, umedă, se vor strânge cantități importante de apă până la 35 de litri pe metru pătrat. În zona montană înaltă, vântul va sufla tare, iar temperaturile scad bine aici. Iată, cea mai mică valoare va fi în Ceahlău, 5 grade, iar cea mai ridicată, 12 grade, în Predeal și în Poiana Brașov. În schimb, la malul mării, vremea se încălzește, temperaturile vor tinde spre 22 de grade, soare, nori, dar după amiaza vor apărea și aici, pe suprafețe mici, ploi rapide. Ei bine, vântul va sufla tare la malul mării, așa cum vă spuneam, viteze de până la 50 de km pe oră. Apa mării rece, 14 grade. La nivelul întregii țări, ziua de sâmbătă aduce vreme bună pe parcursul zilei, cu înorări accentuate în extremitatea sudică și pe la munte, unde vor fi averse însoțite de tunete și fulgere. De sâmbătă noapte, norii se vor înmulți, iar ploile vor cuprinde treptat majoritatea regiunilor. Sâmbătă la amiază, temperaturile maxime vor tinde spre 29 de grade. Din anul 2015, în data de 13 mai, România aniversează o nouă sărbătoare, Ziua Internațională a Dorului. Inițiativa le-a aparținut membrilor trupei Vanc. Dorul este definit ca un sentiment care exprimă o dorință puternică de a revedea pe cineva sau ceva drag sau de a reveni la o stare emoțională preferată. Cuvântul dor provine din latinescul dolus, care înseamnă durere. Expresia ai fi dor este considerată intraductibilă în alte limbi, pentru că doar în română se folosește un substantiv. În cazul celorlalte limbi, sentimentul fiind tradus printr-un verb. Oamenii nu mai știu ce măsuri să ia în lupta împotriva COVID-19. Japonezii, de exemplu, au creat o pereche gigantică de sandale din paie. Aceasta măsoară 5 metri în înălțime și 1,2 metri în lățime și a fost poziționată de-a lungul autostrăzii din orașul Nagatoro. S-a ținut aici un ritual Shinto. În această regiune există tradiția de a atârna sandalele din paie pentru a alunga bolile. Legenda spune că zeul bolilor se sperie de obiecte gigantice. Este oficial. Activitățile desfășurate în aer liber reduc riscul de contracarare a coronavirusului.
În consens cu această idee, în Spania a crescut semnificativ numărul celor care au început să achiziționeze cursuri de călărie, cunoscut fiind și efectul terapeutic pe care îl are interacțiunea cu acest animal. În special, în cazul copiilor s-a constatat că au apărut dereglări de comportament, dar și la nivelul stimei de sine. Unul din 5 spanioli au suferit de depresie în timpul pandemiei. Terapia cu cai sau hipoterapia este practicată în America de mai bine de 7 decenii. Terapia prin echitație este foarte eficientă în tratarea depresiei, dar și în cazul celor ce suferă de autism, sindrom Down, paralizie cerebrală infantilă sau scleroză multiplă. Hipoterapia este de mare ajutor și în cazul suferinților de diverse dizabilități sau afecțiuni fizice. Ameliorează tonusul muscular, îmbunătățește echilibrul, antrenează coordonarea, corectează postura, dezvoltă dexteritatea manuală și motricitatea fină. Practic, fiecare pas al calului stimulează echilibrul și sistemul senzorial. În timpul mersului la pas al calului, mișcarea pe care o transmite este identică cu schema motrică de mișcare a omului. Este aceeași mișcare pe care ființa umană o face în mod natural atunci când merge. Activitățile asistate de cal cer un contact psihic permanent cu animalul. Copilul devine mai calm și mult mai hotărât. În timpul lecțiilor de echitație, acesta păstrează contactul cu prezentul, devine conștient de propriile trăiri, învață să fie atent la trăirile și mesajele non-verbale transmise de ființa de lângă el, calul. Astfel, își îmbunătățește capacitatea de cooperare. Pe partea psihică, există beneficii imediate și generale, de care au parte toți. Evoluția este foarte rapidă, de multe ori se văd rezultate doar după 5-10 ședințe. Calul este foarte sensibil și oglindește reacțiile și mișcările celui ce îl încalecă. Dacă nu înveți să-ți gestionezi emoțiile, calul nu cooperează. Învățând relația cu calul, crește stima de sine și se observă beneficii foarte mari pe partea de anxietate și de depresie, care merg de multe ori împreună. Tot pe bătrânul continent rămânem acum pentru a vedea cum stăm cu vremea aici. Iată că mâine, în peninsula iberică, vremea se anunță frumoasă și caldă, iar la amiază meteorologii anunță temperaturi de până la 23 de grade în Lisabona. În schimb, în țările vestice și în cele nordvestice, vremea va fi mohorâtă și va ploua. În țările sudice și în cele sudestice, vremea se schimbă, norii se vor înmulți și vor apărea averse însoțite de tunete, fulgere și intensificare ale vântului, mai ales în timpul ploilor. Doar în extremitatea sudică vremea se anunță bună, soare și 28 de grade vor fi în Atena. În țările centrale, în cele nordice și în cele de răsărit, temperaturile încep să scadă, mai ales în est, astfel încât ploile își vor face apariția cam peste tot. Și aici vântul își va face simțită prezența. Iată, doar 15 grade vor fi în Berlin, 16 grade în Vilnius și 17 grade în Stockholm. Cer mai mult senin la New York și vremea este în ușoară încălzire. Să vedem acum și alte fenomene și temperaturi în alte zone de pe glob. Furtuna intensă care a avut loc în Florida zilele trecute a creat un cer spectaculos. La rubrica No Comment vă arătăm câteva imagini surprinse pe cerul din Miami. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine de la aceeași oră, 19:35. Vă las acum cu imaginea zilei, ne găsiți și pe YouTube și pe Facebook. Toate cele bune pe mâine, pe TVR2 începe Câștigă România! Astăzi, la Câștigă România. Stați că trebuia să mă grăbesc să ajung la cadru. Între două. Nu te plouă. Doamnele, greu, greu până și aici. Și-au dat încă un domn la o parte, l-au trimis acasă. A suferit și Prometeu ăsta sărac. Copiii mi-au spus să nu vin acasă fără poză cu Virgil. Îl sunam pe soț. Măcar să știți pe cine să ocărâți, să dați vina. Nu mai vreau să văd nimic.